În perioada 12-15 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au executat acțiuni cu efective mărite în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul exploatării și comercializării agregatelor minerale naturale pe raza județului Maramureș. În cadrul acțiunilor au fost verificați 37 de operatori economici care derulează activități în domeniul vizat și au fost constatate 2 infracțiuni de evaziune fiscală și 5 infracțiuni de exploatare de agregate minerale naturale, fără a deține documente de autorizare. Totodată, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus măsura indisponibilizării a 3 utilaje specifice exploatării agregatelor minerale, precum și o cantitate însemnată de agregate minerale care urmează să fie determinată de către specialiști topografi în vederea dispunerii de măsuri asiguratorii. De asemenea, cu ocazia verificărilor efectuate, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.161.900 de lei, astfel. 17 sancțiuni contravenționale aplicate de Garda Națională de Mediu în valoare de 707.500 de lei. 13 sancțiuni contravenționale aplicate de Administrația Națională Apele Române în valoare de 450.000 lei. Și 2 sancțiuni contravenționale aplicate de Inspectoratul de Stat pentru controlul în transportul rutier Cluj împreună cu lucrătorii de poliție în valoare totală de 4.400 de lei.